Oameni buni, bine v-am regăsit la Secretele Brașovului, într-un început de primăvară, zic eu, în final, pentru că zăpadă încă mai avem, mai ales dacă urcăm un pic așa la altitudine și o să discutăm despre asta în partea a doua a emisiunii. Dar în prima o să discutăm despre, cred că prima școală românească și totodată nu numai a ceea ce se întâmplă din acest punct de vedere în jurul Brașovului, este tot timpul un subiect actual. Și bineînțeles că nu puteam să invit pe altcineva decât pe domnul profesor dr. Vasile Otean, președintele Fundației Prima Școală Românească. Bine ați venit, domnule profesor! Bine v-am găsit, mă simt ca acasă în mijlocul dumneavoastră și căldura o simt de la distanță. Mă bucur, e reciprocă. Sunt 500 de ani de când a fost trimisă la Brașov scrisoarea lui Neacșu, da? Este cel Bine. mai vechi document scris în limba română, care încă se mai păstrează și se păstrează la Brașov, la Arhivele Naționale, dacă nu mă înșel. La aniversarea unei jumătăți de mileniu, aș spune asta, dumneavoastră cred că ați venit cu niște informații extrem de interesante, ca de obicei când apare ceva de genul acesta, în Omul premieră rău. totodată. Așa că v-aș lăsa pe dumneavoastră să ni le povestiți. La pomul lău, dar nu se vine cu sacul plin, dar efectiv semnificația acestei scrisori este teribilă în context național și am putea spune chiar internațional. La vremea în care toate popoarele lumii aveau altă limbă de cult față de limba națională. Iată-ne pe noi într-o situație deosebită, ieșită din comun, ca la 1529, boierul Neacșu Lupu, din Câmpul Lung, din Dlăgopole, cum se spunea la Câmpul Lung, să scrie unui sas la Brașov, Hans Begner, era judele Brașovului și care avea ca limbă națională limba germană, în biserică limba latină, și totuși scrisoarea acestui boier român din Muntenia, de la Câmpul Lung, scrie în limba română. Întrebarea, de ce? Cum de? E aici e răspunsul extraordinar. Pentru că boierul Neacșu, din Câmpul Lung, Neacșu Lupu, îl cunoștea foarte bine pe judele brașovean, pentru că în 1511 avea un proces la Brașov pentru niște datorii, pentru niște relații de comerț și judele brașovean l-a salvat la acest proces și a devenit prieten. Și acum, la 1521, se întâmpla un eveniment internațional teribil. Turcii ajunseseră în sudul Dunării, ocupase Bulgaria și urma să meargă spre Ungaria prin Transilvania, ocupând, vezi, Doamne, Transilvania. Și acum Neacșu îl avertizează pe jude că turcii și-au schimbat proiectul și Mahomet, care era un cuceritorul zis, o personalitate de excepție în lumea mahomedană. În acest Mahomet știa bine situația românilor, pentru că în 1508 instalase pe Mihnea Vodă în țara românească și în 1522, după un an de la scrisoare, izgonise din țara românească pe Teodosie, fiul lui Neagoe Basarab. Deci îi cunoștea foarte bine lucrurile și Mahomet ocolește Transilvania mergând pe sârbi. Dacă nu murea Neagoe Basarab în 1521, la 3 luni după ce scria Neacșu scrisoarea, dacă nu murea, nu se întâmpla Mohaciu, ocuparea Ungariei. De ce? Pentru că promisese Neagoe 4.000 de oșteni ca să lupte împotriva turcilor. Moartea lui Neagoe Basarab a generat această situație, căci ungurii n-au putut face față povoiului turcesc și a fost prin Mohaci ocupată și devenit pașală. Și acum revenim la scrisoare. Surpriza cea mare e de altă natură. După 500 de ani de limbă slavonă în cultul creștin ortodox românesc al acestei țări, vii tu cu o scrisoare care dovedește o limbă română ieșită din comun, în care 97% e latinitate în limbaj. Și nu numai atât, dar toate cuvintele sunt cele actuale. Vă puneți întrebarea, cum de am conservat aceeași limbă a scrisorii Neacșu și azi? Căci la toate popoarele lumii, limba se schimbă de la un deceniu la altul, sau la un secol la altul. Și la noi este exact aceeași. Îmi permit, pentru
că o citesc ca pe o rugăciune. Pentru că ar trebui tot românul să o citească ca pe o rugăciune. Să vă citesc și eu scrisoarea lui Neamțu și să comentez în contextul scrisorii respective. Ca pe urmă să înțelegem de ce tocmai la Brașov se păstrează, de ce această scrisoare se scrie unui sas brașovean, chiar judele brașovean, în limba română. Pentru că la vremea aceea, în cetatea Brașovului, scriitor la cetate era protopopul bisericii din Șchei prin tradiție. Ăsta făcea toate acestea, făcea toate actele oficiale ale Brașovului și în germană, și în latină, și în slavonă, dar mai ales și în limba română. Asta se și explică faptul că primește sasul scrisoarea românească și, bineînțeles, o și înțelege. Scrisoarea începe prin un preambul în limba oficială slavonă a timpului, mudromo, iplenitomu, ecestitomu, ibogomu, darovanomu, jupan Hanes Berner, od Brașov, mnogo zdravie, od neac și od lăbogre. Înțeleptul și nobilul și cinstitul și de Dumnezeu dăruitul jupan Johannes Berner din Brașov, multă sănătate de la neac și din câmpul. Dar, după acest preambul slavon, apare textul românesc în care doar două cuvinte se repetă de 7 ori. Ipac, care înseamnă și iarăși, ceea ce dovedește că Neașu a mai scris și alte scrisori. Asta era urmarea la alte scrisori. Ipac și iarăși. Și za e pentru. Cele două cuvinte slavone se repetă ca un, așa cum ni se întâmplă nouă astăzi în limbajul tinerilor de azi, că auzi cuvântul mișto sau auzi ok sau mai știu ce de natura asta. Ipac, dau știre domniei tale. Za lucrul turcilor. Încă am auzit eu că împăratul, se referă la Suliman, Magnificul, zis și cuceritorul, care era cel mai mare sultan al turcilor, care cucerise la 1525 și Ungaria prin bătăria de la Mucaci, iar în 29 iunie ieșise din Sofia cuceritor. Citez mai departe în scrisoare, au ieșit din Sofia, împăratul, au ieșit din Sofia și amintea nu e, amintele. Cuvântul ăsta, urmat din latinește, altus, minter, deci păstrat în latina vulgară. Și almintele nu e. Și s-au dus pe Dunăre în sus. Ipac, să știi, domnia ta, au venit un om de la Nicopole. De mie mi-au spus, au văzut cu ochii lui, au trecut cele corăbii, ce știi și domnia ta, pe Dunăre în sus. Ipac, să știi, că bagă din toate orașele câte 50 de oameni. Să fie în ajutor în corăbii. Ipac să știi cum s-au aprins niște meșteri din Taringrad, Taringrad era Istanbulul de astăzi, cum vor trece acele corăbii la locul cel al strimtul, că știi și domnia ta. Ipac să știi, domnie tale, de lucrul lui Mahomed Bey, alt mare împărat al turcilor, care în 1508 instalase pe Mihnea Voievod în țara românească. În 1522 izgonise din țara românească pe Teodosie, fiul lui Neagoie Basarab. Citesc mai departe, cum au auzit Mahomed Bey și cum au auzit de boierii ce sunt mediași și de ginerele meu negre, negre era ginerele lui Neacșu, care făcea negoț cu Brașovul, e foarte cunoscut, sunt foarte velănțuri de ieșit de stat Brașov, prezintă multe mărturii despre acest negre care putea comerț cu Brașovul. Cum că i-au dat împăratul slobozie lui Mahomed Bey, și voia prin țara românească, pentru prima dată auzim cuvântul țara românească, de cea mai veche atestare documentară cunoscută cu numele țării noastre. Iar el să treacă, citez în continuare, Ipac să știi dumneata care pică mare Băsărab, e vorba de Neagoie Băsărab, care încă trăia și care la vremea aceea creează o stabilitate în țara românească extraordinară, motivat de faptul că turcii aveau cam multă treabă în Occident și nu prea aveau timp pentru țara românească, motiv pentru care Neagoie Basarab a ridicat enorm de multe biserici, a îmbogățit țara financiar și a creat un echilibru extraordinar încât turcilor le-a fost frică de Neagoie Basarab. Spune aici, să știi, domnia ta, are frică mare și Basarab chiar, de acel lotru de Mahomed Bey, mai vârtos de domnie de voastră. Ipac, să știi, domnia ta, al mintea nu, mi-a spus mie, eu vă spun și domnie tale,
iar dumneata ești înțelept. Și aceste cuvinte să știi, domnia ta, la tine, să nu știe nimeni mult, domnule, voastre să vă păziți cum știți mai bine. Doamne, ce intimă scrisoare la vremea aceea, ce limbă românească la vremea aceea. Și acum să înțelegem de ce limba română la Brașov se găsea în această postură lingvistică atât de actuală. Pentru că la câțiva ani după scrisoarea lui Neacșu, Oresi tipărise primele cărți de circulație în limba română. Același limbaj, același procent de latinitate în text. Și la vremea aceea erau la Brașov 4 așezări românești, pe cum dovedește Gernot Nussbecher, un mare cercetător brașovean, care a cercetat mult documentele germane. Și dovedește că o prima așezare era retrasă în munți, în actualul cartier Șchei, alta în dealul Cetățuii, a treia în dealul Șpreni, unde era cetatea aceea celebră, și a patra în zona Valea Cetății. Deci 4 așezări românești, iar cu puțin timp, după scrisoarea lui Neacșu, Johannes Honterus, cel mai mare umanist al Europei, timpului, cu studii la UNIEP, care adusese la Brașov de la Mainz, din Germania, tipografia, ce spune de Brașov? Era centru comercial vestit, prin mărfurile sale turcești. Este situat în mijlocul unor munți din cei mai pitorești, din bine fortificat cu ziduri, șanțuri, bastioane. Are trei suburbii așezate în băi diferite, pe care unul este Șchei, unde nu sunt decât românii, de afirmație la Pantelus, iar altul unguri, și în al treilea, agricultori. Având peste tot câmpile netede, înconjurat de-a lungul și de-a latul, de munți, Brașovul produce în abundență, mai ales cereale și in, și este, așa zicând, magazia de aprovizionare a neamurilor învecinate, din despărțite țara românească prin mulți parteneri. E interesant că la vremea aceea, în perioada scrisorii lui Neacșu, funcționa la Brașov, așa zisa Universitate Săsească. Era un organism juridic, este o neadă bine pus la punct, întemeiat încă de la 1486 de Matei Corvin. Și în această perioadă, Brașovul se apăra prin patru cetăți, cetatea de pe Tâmpa, cetatea de pe dealul Sfânt Martin Cetățuia și cea din Șprengi. Iar comunitatea autohtonă de Bișchei nu aparținea de cetate. Avea și ea o zonă de apărare la pietele lui Solomon. Aici se retusese și Mircea cel Bătrân. Aici domnitorii care veneau din țara românească găseau găzduire. Vlad Călugăr, 1491, făcuse biserica din Șchei. De apoi Basarab, în 1512-21, crease cea mai mare parte a bisericii. Iar la, în perioada scrisorii lui Neacșu, țara Bursei aparținea Brașovului prin patru târguri, Râșnov, Odlea, Feldioara și Prejmer, și alte 9 sate libere săsești, Cristian, Vulgan, Kirmbau, Pălchiu, Rodbau, Măiruș, Bod, Sânt Petru și Hărman aparțineau cetății Brașov. Și avea 4 cartiere vestite, Caterina, Corpus Christi, Petri și Portica, și erau foarte bine organizate, iar Șchei era în afara cetății. Și Brașov atunci avea o organizare administrativă teribil de bine pusă la punct, sub numele de Comunitatea Centruvială, compusă din 100 de membri, câte 25 din fiecare cartier, vartal, cum spunea ei. Dar e interesant să constatăm afirmațiile domnilor de peste munți cu privire la Brașov. Vlad Țepeș scria brașovenilor în perioada apropiată de scrisoarea lui Neacșu, 1476. Veniți cu pâine și cu marfă să vă hrăniți, căci a făcut Dumnezeu să fim acum o singură țară. Superbă afirmație la 1475, înainte de 1918, cu atâta timp. La acea vreme, în Șchei Brașovului se găseau 118 gospodării de români care plăteau taxe la autoritatea din cetate. Se alcătuise și un regulament de apărare a Brașovului încă din 1491, prin care se stabilea, era singurul regulament din țara românească și din Transilvania pentru acea vreme. Prin aceasta se asigura protecția Brașovului în fața năvălirilor străine.
Păi numai în secolul 15 am avut 6 inundații turcești. 1410, 1421, 1432, 1435, 1479, 1493. Iar când Mircea cel Bătrân vine în Brașov și în Casa Sfatului face dietă, este un lucru remarcabil pentru acest lucru, povestește în document și spune în document despre așezământul ce l-au avut de la strămoșii domniei mele pe drumul Brașovului până la Brăila. Interesant să constatăm aceste relații extraordinare dintre Țara Românească și Moldova. Și asta e și explicația faptului că, la un moment dat, Paiote Basarab, cel bătrân, al cărui mormânt se găsește în paracrisul de nord al Bisericii Sfântului Nicolae, îl chema pe preotul Costea, puțin înainte de scrisoarea lui Neamșu, să vină în Țara Românească, citesc, că e omul nostru și mi-a slujit domniei mele multă vreme și vreau să-l pun la o biserică în domnia mea. Vreau să-l pun ierarh al Țării Românești. Doar moartea survenit după câteva luni a făcut ca Costea să nu ajungă în Țara Românească. Iar Vlad Călugărul scria imediat după Neagoie Basara, înainte de Neagoie Basara, și mă rog, și cel de la domnia voastră, îi spunea sașilor, ca la niște prieteni ai mei, pentru Popa Corban și Popa Radu de Șchei, care voi să vie în țara domniei mele, să nu le faceți greutăți, să lăsați în pace pentru voia mea, căci când eram în nevoie, mult bine am văzut de la ei, de aceea vreau să le fac bine. Las că lucrurile se refuștează în Ardeal. Cea mai interesantă mențiune o face Radu Duma, dascălul și cronicarul din Șchei Brașovului, care un catastif, cel mai vechi catastif al bisericii, spunea și citesc: poate să se ocotească fește cine, pe cum au fost sașii către ticăloșii, ticăloșii în sensul de săraci, Șchei, avându-i la cinste și dragoste pentru multe lucruri bune ce le aveau de la Șchei, că unde era ca să trimită vreo solie, tot din Șchei trimitea și când era sfatul Nescaiba, când avea sfatul, adică cetatea Brașovului, Nescaiba greutăți, trimitea de aducea pe protopopul și cu doi jurați la sfat și se sfătuia. Ce relații extraordinare cu sașii la vremea scrisorii lui Neagu. Și atunci înțelegem de ce Brașovul primește o asemenea scrisoare în limba română și de ce un saș acceptă această limbă ca limbă oficială, mai ales că scrisoarea o păstrează în actele oficiale și după aceea Brașov avea, din vremea lui Matei Corbin, dreptul de etapă și depozit. Adică ce însemna asta? Orice marfă care venea din Țara Românească și Moldova se oprea la Brașov și ei o administra. După un an după de la scrisoarea lui Neacșun, constatăm că aveam în Șchei 260 de gospodării românești care plăteau taxă și după 10 ani 986 de familii. Deci am încercat să aflăm numărul de persoane din fiecare familie, depășea 5 membri. Deci 4930 de suflete se găseau în Șchei Brașovului. Iar domnii din Moldova și Muntenia, prin intermediul lor, făceau relația cu cetatea Brașovului, Radu cel Mare, în 1804, deci la puțin timp înainte să fie acum, cerea sprijin magistratului pentru executarea vaselor de aramă, funii, evantaie, precum și două căsuțe și niște blânuri. Doamna Voica, vădura Mișnea, Țării Românești, confirma că a primit în 1511, la puțin din înainte scrisoarea Neacșu, 25 de cești de argint auriți, comandate de voievod pentru fica sa Ruxandra. Iar Radu Paisie al Țării Românești, la 1535, după 10 ani de la scrisoarea Neacșu, trimitea un meșter pentru heleștee capabil să facă și sulinare la Brașov. Iar Alexandru de Pujneanu promite brașovenilor 5.000 de cingători, cere brașovenilor 5.000 de cingători plătind datoria cu voi. Trei ani înainte de scrisoarea lui Neașu, Brezla era la Brașov, Brezla măcelarilor, Brezla fierarilor și în 1549 Brezla lăcătușilor, 1563 Brezla brunarilor și frânzarilor, Brezla murarilor în 1571, aveam Brezla meșteșugarilor neorganizați, aveam meșteri arămari, în 1511, aurași și agintari, în 1555. Ce imagine a Brașovului cu atâția meseriași, cu atâția, am citat numai câțiva dintre ei, armurari,
1480, Săvieri, 1536, Ceasornicari, 1512. Vă dați seama, acest meșter care făceau atâtea lucruri la Brașov, generau o viață materială extraordinară și favorizau relația foarte bună dintre toți membrii familiilor, indiferent că erau români sau că erau nemți. Aveam în 1438 brutari, dogari, dogari în lemn, căruțași, organizați toți în Breslea. Deci, pentru perioada scrisorii lui Neapșu, viața brașoveană era tumultoasă, bogată material, asigurată strategic, favorizată lingvistic și aveam, bineînțeles, cărturarii care slujeau în această perioadă. Ce semnificativ este faptul că în 1495, deci înainte de Neapșu, cu aproape 20 de ani, societatea sibienilor, a sașilor sibieni, solicită pe preotul de la Biserica Sfântului Nicolae, pe Popa Brafu, ca să le scrie documentele oficiale ale cetății. Și între documentele astea oficiale ale cetății, rețineți, 1495, înainte de Neapșu, era și o scrisoare românească de vânzare cumpărare a unor boi, care este scrisă în limba română de acest bratul, 1495. Și nu mică ne-a fost surpriza să aflăm în Șcheii Brașovului manuscrisul propriei bratule în limba română, cu același text lingvistic comun cu scrisorii lui Neapșu. Învățătură și întrebare, când va avea un om din legea lătinească, să vie câtea noastră lege să boteze, popa să întrebe mai înainte cu aceste cuvinte. Deci ce limbă românească avea? Iar cu prisosință, diaconul Coresi dovedește paternitatea limbii române pentru tot spațiul românesc, aceeași putea de azi. Permit doar un citat din Coresi pe care îl spun ca pe o rugăciune adeseori. Dacă am cetit, bine am socotit și am aflat că toate tâlpuiești și mie toate plăcură. Și am scris cu tiparul vouă, fraților românilor, să vă fie pe învățătură. Și vă rog, frații mei, să cetiți și bine să socotiți, că veți vedea băieni și vă fie mărgăritarul și comoara ascunsă între înțele. Ăsta este Brașovul la acea vreme, când în lumea universală l-aveam pe Copernic, celebru polonez, care spunea pentru prima dată că soarele se învântă, că în jurul soarelui se învânt toate planetele, cât a pătimit Copernic pentru afirmația lui. L-aveam pe Erasmus de Rotterdam, care puse reforma religioasă a timpului și a editat pentru prima dată Noul Testament european. Pe Machiavelli, care la Florența a scris celebra carte Il Principe, care l-a inspirat pe Neagoe Basarab pentru învățăturile lui Neagoe Basarab, de fiul său Teodosie. Iar la Londra, la englezi, l-aveam pe Thomas Morus, care a stabilit relația egalității între femeie și bărbat și multe altele. Deci, în contextul acesta universal, noi asistăm, prin scrisoarea lui Neapșu, la o realitate românească, de limbă românească, la care Brașovul și-a avut aportul extraordinar și merită ca să-l sărbătorim pe Neașul la 1521, după 15 ani, să-l aducem pe tapetul valorilor universale, așa cum ar trebui să o facem. Domnule profesor, am stat așa și v-am urmărit toată această descriere a scrisorii și mă gândeam acum că desigur că sunt mulți profesori de istorie valoroși în țara asta, dar uite că poate o astfel de emisiune ar putea fi înregistrată și dată la oră de istorie, pentru că s-ar putea să avem mai multe lucruri bune de învățat din anumite, știu acum, nu credeți că vreau să vă provoc, apropo de ce în manual de istorie, că am mai discutat noi de aspectele astea, nu aia e ideea. Haideți să schimbăm subiectul, că mai avem numai vreo două minute și nu vreau să vă las să încheiem emisiunea. Da, știu că mai vorbeam. Vă întreba un lucru important. Eu și, mă rog, nu numai eu, cred că mulți brașoveni și mulți care reveneau la prima școală românească, erau obișnuiți cu dumneavoastră acolo să vă vadă zi de zi, de dimineață până seară, cu bățul la catedră, la băncile vechi și așa mai departe.
cum e acum? Lăsăm la o parte, trecem de partea asta. Cum vă e ușor așa? V-a fost ușor să vă rupeți? Sau că eu cred că nu v-ați rupt de tot de ce înseamnă prima școală. Suntem și noi victimă pandemiei. Muzeul este închis de aproape un an de zile, ca toate muzeile brașovene. În această situație, bineînțeles că mi-am găsit un refugiu extraordinar. Dacă veniți la mine acasă, manuscrisele sunt pe masă, la care lucrez, peste 2000 de fișe am făcut și cercetarea nu s-a întrerupt. Deci lucrez în continuare. Și sperăm să trecem peste această situație penibilă și muzeul din Șchei să revină la valoarea pe care a avut-o și pentru că își merită acest drept istoric al său. Mărturie de acolo trebuie să fie carte de vizită pentru ființa noastră națională. Nu putem să ignorăm un muzeu care își mărturisește existența încă din veacul 11, de când datează umiliarul, și pe fiecare etapă istorică să vină cu contribuții extraordinare pentru ființa națională. Acolo s-au creat primele cărți de circulație în limba română, acolo s-a scris prima gramatică, prima cronică, primul almanac, prima operetă, primul jurnal politic și primele în țara asta extraordinare. Și pe plan universal, acolo orice străin care vine la Brașov se poate întâlni cu Biblia rușilor, cu manuscrisele de la bulgari din secolul XV, cu manuscrisele de la sârbi din secolul XV, cu tipărituri ale sârbilor de la Veneția, cu o cultură universală cu care noi suntem mândri și dovedim că noi totdeauna am fost integrați în universalitatea culturii lumii prin valorile pe care le-am adăpostit aici la Brașov. Brașov își merită alt statut, nu degeaba Nicolae Titulescu spunea că Brașovul e capitala culturii românești și ar merita acest drept că e statuat ca o capitală a culturii românești. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru discuția pe care am avut-o astăzi. Promit că în momentul în care se vor redeschide muzeele de adevăratele cu totul și așa, o să revenim la dumneavoastră să vedem ce mai e pe acolo. Și o să fie numai de bine, sunt convins de asta. Sper să ne revedem cât de curând. Vă mulțumesc! Oameni buni, asta a fost pentru prima parte astăzi la Secrete. O scurtă pauză și ne reîntâlnim.